Bine ai venit pe canalul nostru! Dacă îți place ce facem, te așteptăm cu o apreciere și un subscribe! Renunță Gabriela Cristia la Mireasa Capriciile Iubirii pentru moment Vedeta a căzut și are glezna luxată după accident Pe data de 21 noiembrie, Gabriela Cristia și-a anunțat fanii de perețelele de socializare că a pățit un accident casnic Prezentatoarea de la Mireasa Capriciile Iubirii și-a luxat glezna și trebuie să stea la pat spre norocul său, are parte de ajutorul familiei, mai ales de cel al lui Tavi Clonda. Prezentatoarea TV este extrem de activă pe rețelele de socializare, unde povestește întâmplări din viața sa. De obicei, veștile pe care le dă sunt bune, dar acum va trebui să ia un mic repaus. Din pat, a povestit întreaga întâmplare. Ce a pățit Gabriela Cristia? Vedeta a călcat strâmb și și-a luxat gleznă. Durerea a fost atât de mare încât a început să plângă, dar Victoria, fiica sa cea mare, l-a chemat imediat pe Tavi Clodna să o ridice și să o ducă în pat. Cântărețul dormea când a avut loc incidentul, bună, dragilor, să nu credeți că am făcut un obicei din a mă filma în pat, ci pur și simplu astăzi. Sunt sintuită la pat cel puțin jumătate de zi pentru că am pățit un accident. Sunt cu piciorul sus pe o pernă, și în pachetul acela este gheață, pentru că astăzi, când am căzut, am călcat strâmb, dar asta este, se mai întâmplă. Era să dau și cu capul ce ceva, bine că nu s-a întâmplat așa ceva. Chiar a fost de plâns, credeți-mă. Mi-am luxat piciorul. Nu vreți să știți în ce hal s-a auzit, de ziceai că mi-am frânt tot corpul, m-a luat cu răcori pe șira spinării. Am început să plâng de teamă să nu se sperie copilul. Victoria a avut așa un spirit frumos. A venit, m-a întrebat dacă vreau să mă ridic, și am spus că nu pot, mi-a zis, mă duc să-l aduc pe tati. Nu știu ce s-a întâmplat și cum l-a trezit pe Tavi și l-a adus, dar într-o fracțiune de secundă, toată casa era în garaj lângă mine și încercau să ridice. N-am reușit minute bune să mă ridic, a spus Gabriela Cristia pe Facebook. Ce se întâmplă cu Mireasa Capriciile Iubirii? Gabriela Cristia nu a menționat emisiunea TV în discursul său, dar a spus că își va amâna întâlnirile din ziua respectivă. Ca urmare, fanii emisiunii nu trebuie să-și facă griji că nu o vor vedea la Mireasa Capriciile Iubirii, pe antena Stars.